Vă rog frumos, nu vă uitați la părul meu pentru că am suferit destul, pentru că mi-a fost făcută o farsă și uitați-vă ce e în capul meu acum. Și e pe bune, e vopsea permanentă, așa că hai să-i dăm bătaie. Așa că, ca să vă explic exact care e faza cu părul, e bine, Dia mi-a făcut o farsă și asta e, îmi pare rău. Și am zis, bă, ok, dacă tot mi-a fost făcută farsa asta, din cauza că am pierdut la Brawl Stars, practic am pierdut un meci sau două de Brawl Stars, a zis, băi, dacă nu pierzi, te vopsesc, vrea să-mi facă șuvițe blonde. Și, din păcate, mi-a făcut altceva în cap. Și uite așa, am ieșit eu varză în cap. Ok, hai să încercăm și noi să vedem ce avem pe aici, că o să plâng dacă mai vorbesc despre asta. Haideți să vedem și noi dacă am mai crescut într-un tire, momentan încă nu. Hai să luăm asta, că s-ar putea acum să creștem un tire. Să mai deschidem și noi. Știți că am făcut clubul. Așa că fiți atenți, sunt 30 de membri în momentul acesta, am făcut clubul total, vedeți că am încercat pe cât de mult posibil să îi țin pe cei care îi cunosc, care sunt veterani, care am încredere în ei. Bine, nu toți sunt veterani, dar totuși e ok, hai să vedem și noi ce mai e. Uitați-vă, pam, 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 ok. Bun, clubul am făcut. Mi se pare foarte tare. Hai să vedem și noi ce este la News Club Size redus from 100. Ok, asta știu. Bun, și vreau să mai facem și noi măcar un tire. Hai să jucăm cu Tic. Avem mai multe quest-uri de făcut. Asta e bine, asta e bine. Hai să vedem, mai încercăm să mai facem vreo prostie, ceva să... Bă, dar eu cât Sprawler mai am refluat? Ah, ok. Sprout, hai să jucăm cu un quest Tic. Nita Jean în Bounty. Nu știu cu cine să joc. Cred că cu Brock. A jucat cu Brock. Și să văd la Brawl Ball. Hai să jucăm la Brawl Ball, să văd cum mă descurc la Brawl Ball. Cu toate că Brock se mișcă cam încet, nu e bun de Brawl Ball. Dar vreau doar să fac damage-ul ăsta, să fac quest-ul. Să văd dacă reușesc. Cu toate că s-ar putea să reușesc, pentru că destul de ușor. Hai că nu vreau să câștig, vreau doar să dau damage, știi? Bun. Bine. A, și se duce racheta direct. Băi, ești nebun? Nu da gol, bossule, că vreau să dau damage mai tare. Mama, da gol, frate. Bă, și damage pentru e destul de binișor pe Brock pe harta asta de la Map Maker. De ce trag încolo? De ce am tras încolo? Bun. Mort. Mort. Nu trebuia să trag încolo, ok, mort. Haide. Haide mă, haide mă. Încerc pe cum. Oh, ce e aici, ce e aici? Și gol, măcar am reușit, ok. Ia să vedem cât. Bă, dar am făcut ceva damage. E bine că... Mamă, stai mă că am făcut damage la ăla de 100. Ok, hai să vedem, deschidem și noi Big Box-ul. Am ajuns la tier 37. A, nimic interesant. Ok, asta e. Atunci o să vreau să pușăm. Pentru că, având în vedere că merge destul de greu, o să vreau să pușăm cu brawlerii mei noi. Haide, boss. La solo, la showdown plus. Cu Squeak sau Sprout? Hai cu Squeak, cu Sprout, pardon. Mereu îi încurc. Mamă, frate, o să vă arăt după aia la final, să vedeți ce fel am părul. Doamne, doamne. Plâng numai cât m-am gândit la chestia asta. Că am făcut un pariu cu ea, că dacă pierd, îmi fac șuvițe blonde. Adică, mă rog, era vorba să mi se facă bune, dar nu. Deci nu te cred că iarăși am... Boss! Ce naiba? E de la serverele lor, frate, că eu nu am probleme cu internetul, pur și simplu e de la serverele lor.
Mamă, frate, și data trecută exact asta mi s-a întâmplat data trecută, n-am avut internet, de fapt nu că n-am avut internet. Uite, 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 puțin iar de, bă, nici nu mai joc la solo, la, sincer, nu mai joc la, să pușez, dacă merge în halul ăsta de prost. Uitați-vă puțin, uitați-vă. Ma. Și tu de nu te enervează de fiecare dată când le pică serverele astea? Că mulți dintre voi îmi scriați în comentarii că nu e vina mea, ci e vina lor. Mort? Nu e mort. Am zis că poate le-au, dar nu l-am luat. Măcar nu știu să iau un power cube, asta e bine. Mort. Bun. Ăla-i dat în locul 1 și am făcut și 4 trofee, deci 14 trofee. Bine. Rang 9. Hai să facem de rang de 10. Că dacă îl facem de rang 10 o să avem... S-ar putea să am 10.000 de star points dacă îl fac de rang 10. Și cu 10.000 de star points pot să iau un skin în sfârșit, să cumpăr un skin. De foarte mult timp nu am mai cumpărat eu un skin. Bun. Boss, dă-i și tu hotărăște pe care vrei să le iei. Oh. Nu, mergi! Bă, frate, iar mi s-a blocat tot duc degetul în partea aia. Nu înțeleg. Zero trofee. A, ba nu, mi-a scăzut două trofee. O să vreau pe cât mă posibil să fac de rang 10 acum. Ca să am și 10.000 de star points și data viitoare o să cumpăr un skin. Dacă este ceva pe shop. Haide, bun. Nu înțeleg de ce tot mi se duce digital. Hai mă, încă unul. Bum, ăsta-i. A, de ce am activat asta? What? Și acum vine după mine. A, solo! E mort. Hai. Hai, tat. Hai. Cam tu papa, cum se spune. Și l-am prins aici. Și mort în locul 1. Bine, 14 trofee direct încă o dată. Bun, haide, 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 încă o dată, încă un match și ăsta e al nostru. A, trebuie să iau, cred că primul 10, prime locuri, hai să văd, ca să reușesc să îmi dea asta apoi. Ma, nu știu exact pe ce dată o să fie update-ul ăsta cu clubul, să vedem. Adică noiembrie, dar pe ce dată? Nu cred că a zis chestia asta cei de la Supercell, nu? Dacă știți voi, scrieți-mi în comentarii. Să mă duc să le iau pe alea două. Sper să nu mă omoare nimeni. Și le-am luat. Bum. Și știu că mă așteaptă aici. Ia. Dai să văd să nu fie nimeni. Ok. Să fim siguri. Și ăla e. Bun. Am dat damage. Mort, mort, mort. Bine, bine, bine. Măi, Byron, măi. Te-mi faci probleme, măi. E baz, e baz. Ce mi-a dat o bază aici. Mi-a plăcut, bravo. Bravo, dar am reușit să facem. Ia, 7 trofee. Și am reușit. Nu te cred, rank 10. Bun, și mi-a dat 100 de star points. Și s-ar putea acum, dar... Nu cred că am, ia să văd. A, dar mai avem nevoie, mă. Am zis că nu, am zis că fac 10.000, dar uite că nu am făcut 10.000. S-ar putea să trebuiască să joc la Power League? Ia să văd. Ca să reușesc să fac 10.000 de star points. Dar momentan încă nu am. Asta eu să încerc să îl mai fac pe Squeak de rank 10 și mai văd de o să mai cresc în
rank la alți brawler ca să-mi dea star points. O, cu siguranță mai am alții, așa că haideți acum să vă arăt exact cum arată părul meu. Ia uitați. Și că astea suvice, șuvițe blonde, dar de fapt sunt portocaliu în cap, știi? Ia uitați-vă, stați așa puțin să vă dau lumina mai tare. Acum se vede! Acum se vede! Uitați-vă puțin ce e în capul meu! Că se vede mai tare în realitate, nu știu de ce pe video nu se vede așa tare, dar haide că puteți zilele mele! Sufăr aici! Așa că apăsați butonul de like și ne vedem mâine cu un nou episod. Forță rău de tot cu cei mai tare legendari! Salutare!